fost ministru de finanțe, Anca Drago, susținută de PNL, USR Plus și UDMR, a fost aleasă președinte al Senatului, devenind astfel prima femeie care ocupă această funcție. Ea a obținut 75 de voturi din partea senatorilor. Dragul a avut contracandidat pe Lucian Romașcanu, din partea PSD, care a primit 51 de voturi. În ceea ce privește Camera Deputaților, președinte a fost ales ex-premierul Ludovic Orban într-o ședință care s-a întins până târziu în noapte. Liderul PNL l-a învins la vot pe candidatul social-democrat Alfred Simionis. Din 291 de deputați prezenți, cu 289 de voturi valabile exprimate, Ludovic Orban a primit 179 de voturi, iar Simionis 110 voturi. Cursa a fost marcată de scandalul făcut de deputații AUR, în frunte cu George Simion, care au părăsit sala de plen luni seară, invocând un presupus blat între restul partidelor pentru înscăunarea lui Orban și au vrut să închidă ședința plenului înainte de vot. Președintele de ședință, deputatul AUR, Lucian Feodorov, a închis ședința imediat după validarea mandatelor, dar plenul și-a continuat procedurile cu alt președinte desemnat în ordinea vârstei.